Salut, eu sunt Dragon și bine v-am găsit pe canal cu un videoclip mai special, un videoclip pe care mi l-au cerut câteva persoane despre design. O să vă arăt în mare cum să faceți, de exemplu, un design cât de cât calitativ, un design care să zic așa, care să merite într-un fel. Acum nu o să vă arăt logic toate lucrurile pentru că, nu știu, na, până la urmă e munca mea și nu o să vă arăt toate chestiile, de, nu știu, mărcile mele, chestiile pe care și eu le-am descoperit. Dacă vreți mai multe chestii, puteți să intrați, să scrieți tutoriale pentru cineva patru de pe internet și aia e. Ok, în primul rând veți avea nevoie de două chestii, de FMR5, care este acest skin, acest corp, Steve-ul ăsta. Și de Lightroom. Lightroom ajută să fie o calitate mai ok a skin-ului. Ok, în primul rând, când o să aveți chestia asta, dați click stânga pe ea și o să vă ducă aici. Și vedeți aici undeva skin. Trageți de treaba asta aici, aveți puncte, dați click pe ele și, de exemplu, selectați skin-ul. Eu cum am skin-ul meu aici, așa l-am selectat, voi așa vă selectați skin-ul vostru. Trebuie să fie neapărat sub forma aia care era acolo. Acum capă, dacă vreți să vă puneți, vă puneți, dacă nu vreți să vă puneți. Mergem puțin mai jos și ajungem la treaba asta aici, la face, la colors. La altceva nu umblați decât la chestiile astea. Right eye, deci de la right eye până la, teeth. De dați pe toate pe off. Ca să fie fața basic, fața normală. Și dacă vedeți chestia asta în lag, așa e pentru că am partajare pe Skype și pentru că și filmez și na. Bun, următorul lucru pe care trebuie să faceți, să vă duceți la body parts aici, trebuie să activați toate aceste lucruri. În fine, eu o să activez doar pe cel de sus, că astea sunt extra layer-le, dar e foarte greu să vă explic cum stă treaba cu ele, deci voi trebuie să le activați pe toate. Pentru că doar aici am extra layer. Ok. Acum o parte foarte importantă care dă și aspectul designului este extrudul. Extrudul este acea parte atunci când, nu știu, scoți din relief, să spunem, unele părți ale corpului. Tot ce trebuie să faceți este să vă duceți aici la layers. Eu am Cinema 4D R17, ultima versiune mi se pare și cu altă versiune nu știu să vă arăt să lucrați sau altceva. Dar asta e ca idee, deci eu cu R17, dacă aveți R17, perfect. Bun, vă duceți la, aveți aici 5.0 body. Dați click dreapta pe lacătul ăsta ca și cum l-ați debifa. Vă duceți pe, trebuie să aveți bifată click-ul, trebuie să aveți bifat click-ul ăsta și pătrățelul ăsta. Dați click pe cap și acum vă duceți aici unde scrie polygons pe chestia asta de aici. Și acum vedeți că a secționat capul, să spun eu, așa. Acum tot ce trebuie să faceți este cu click dreapta, de fapt click stânga, tragi pe păr, în cazul meu, o să vă arăt în toate părțile corpului. Și de exemplu, acum dați click dreapta oriunde, deci oriunde, nu contează. Și aveți aici mai multe chestii, vă duceți la extrude. Vă duceți înapoi la ăsta, la attributes și aici la maximum angle treceți 91 de grade, să-ți fie neapărat 91 de grade. Aici, de exemplu, la păr dau 3. În prima fază dau 3, îl mărește cu 3 cm. 3 cm fie, în cazul cinema 4D-ului. Acum mă duc și iau din nou părul, doar că mai puțin, fără aceste margini. Mă duc din nou la extrude, aleg 3 și... stați că aici am uitat o chestie. Extrude 3 și stați puțin. Aoleu-s prost. Nu mai știu să apăs pe tastă. Ok. Acum am mărit și chestia asta cu 3. Vă duceți din nou pe ăsta, pe cub și pe, de fapt nu, pe poligon. Sunt handicapat. Pe poligon și pe chestia aia și luați din nou. Adică aici îl editați cum vreți voi părul sau orice altă parte a corpului, tot așa cu 3. Și, nu știu, în ultima fază mai iau chestia asta și dau și astea aici, tot așa, extrude și dau pizda mătii și dau 3. Perfect. Bun. Și cam ăsta e părul. Acum hai să ne ocupăm de gulugă.
Tot așa, alegem aici clicul ăsta încerc și poligonul ăsta. Și acum, de exemplu, dacă vreau să fac așa, nu știu, aleg toată partea asta, să zicem, și acum aleg chestia asta aici, vedeți, se deselectează. Ca să le alegeți, de exemplu, fac așa și așa, trebuie să țineți apăsat pe Shift, Shift-ul din stânga, în cazul meu, acum voi cum sunteți obișnuit. Deci, țineți apăsat pe Shift și trageți cu click stânga de. Hașurați, nu știu, toată partea asta roșie de aici, de pe glugă. Doar partea roșie pentru că aia albă vreau să o fac mai mare puțin. Că, nu știu, eu cel puțin așa știu că sunt glugile, gen, dacă au chestii alea acolo în față, sunt mai ieșite, mai, nu știu, mai altfel. Nu știu dacă ați înțeles ce vreau să zic, dar na, ca idee. Dacă mai vreți episoade de genul, sper să strângem 30 de like-uri, da, berez, da, eu vreau să strângem 30 de like-uri. Dacă vom strânge 30 de like-uri, o să pun și partea de Photoshop. Acum vă arăt în idee cu Cinema 4D. Așa, aici la offset eu o să pun 2. O să pun 2 la glugă și o să fac din nou același lucru, doar că acum cu marginea glugii. Marginea de la glugă. Stați că aici n-am făcut bine. Ca să deselectați cu asta, cu CTRL. La fel cum faceți și cu Shift, faceți și cu CTRL. Doar că ăsta CTRL-ul deselectează. Asta e singura diferență. Bun. Hai să trag eu toată asta. Deci, hai că-s prost. Aoleu. Și m-a mai întrebat cineva cam cât durează să fac un speed art. De fiecare dată în descrierea unui speed art ai duratele, dar în medie mi-a cam o oră, oră și ceva mai puțin la asta, la avatare. Că la avatare e destul de simplu. Ceea ce o să fac eu acum, o să vă prezint un avatar. Sau un thumbnail, nu știu exact ce o să fac. Cred că o să fac și cu scris ca să înțelegeți. Ok, am revenit, îmi pare rău că trebuie să pun pauză, dar mama dă cu aspiratorul. Nu contează. Bun, acum haideți să trecem și la alte părți ale corpului. De exemplu, în cazul meu vreau să fac extrude, să mai fac extrude la partea asta roșie de la pullover. O să mă duc pe cub și pe live selection. Aici sunt trei chestii pe mână, vedeți? Mă duc pe asta de sus și trag. Nu foarte departe, dar trag. La fel și cu cea din dreapta. Și începem tot așa, de exemplu voi nu știu dacă aveți gen textură de aia cu foc pe mână. Selectați doar focul dacă vreți, na, acum dacă vreți să dați textură și la altceva, dar eu vă sugerez să dați pentru că, na, la început o să pierdeți, o să, nu știu, o să fie mai greu, nu o să vă placă cum este, așa am fost și eu, dar până la urmă, nu știu, am început să prind gustul și tot așa. Încă oricum, o mare influență asupra mea a avut și Cătălin, m-a ajutat destul de mult cu treaba cu designul și na. Plus că eu făceam design dinainte, dar chestia e că făceam de căcat rău de tot, adică nu puteam să numesc design. intram pe NovaSkin și acolo făceam render. Chestia asta se numește render, ce fac eu acum. Intram pe NovaSkin și de acolo făceam render. Deci vă dați seama ce designer profi eram, adică pâlmă. da, na. Hai să trecem de subiectul ăsta, că nu știu, e nașpa să vorbesc despre mine în trecut, când știu că făceam chestii de astea de căcat, adică și tirău de tot. În fine. Bun, am dat extrude și la mâini, acum mai avem doar la papuci și la ăsta, la hanorac, la body, să zic așa. Ceea ce erau lucruri de fiecare dată, dați extrude doar la ce vreți voi. Acum poți să dai extrude gen la tot corp, dacă vrei, dar o să arate the same shit. Nu cred. E prost. În fine. Aveți aici niște săgeți, de exemplu, să dați în spate, în placă și ceva, dar mai util e CTRL-Z. Ține apăsat pe CTRL și dați pe Z. E mult mai util și mai eficient. Na, sunt niște scurtături, dacă nu le știți, nu știu. Sper că pun link în descriere, sper să nu uit. Că eu filmez chestia asta și na, poate v-ați dat seama că
Eu filmez chestia asta înainte și o să va trebui să mă uit la tot video, care cred că o să aibă o jumătate de oră. Nu știu câți dintre voi veți avea răbdare să vă uitați la tot video, dar dacă o să vă suport din partea voastră, cu siguranță că va apărea un nou episod. Ok, acum tragem mâinile la loc și tot ce trebuie să mai facem e extrudul la păpuci. La buți. Bun. Același lucru, selectăm piciorul. Acum puteți să faceți extrud la ce vrea pula voastră. Acum, pana, eu vă arăt la ce fac eu. Extrud, de exemplu, pentru skin-ul meu. Acum, pentru orice alt skin, faci la ce are skin-ul ăla, nu știu, special sau un plus. Nu știu, dacă are o cămașă, faci o cămașă cu cravată, faci la cravată, da. Sau alte situații, da. Na. Faceți la ce credeți voi că e mai ok extrud. Bun. O să dau extrud 3 la talpă. Sau o să dau 4. O să dau 4. Ok, acum selectez și celălalt papuc. Papuc. Bun. În mare parte nu știu, o să vorbesc doar despre design, pentru că despre asta e video și n-are rost să vorbesc despre altceva. Da. Deci aici 2 și na. Ești prost. N-am ce să zic despre mine, deci și așa mă caracterizez mereu. Ești prost, atât trebuie să știți despre mine. Stai că m-am dus la Extrude Inner. Da, deci extrud, nu altceva, nu altfel de extrud, extrud doar. Bun, acum că am făcut extrudul, tot ce mai rămâne de făcut este să alegem o poziție și o poziție a skin-ului și o poziție a camerei. Eu mă folosesc mereu de o cameră pentru că e foarte eficientă. Dacă vreau să lucrez, când lucrez, ies de pe cameră. Chestia asta e, deci dacă apeși aici, așa, când e negru, ieși de pe cameră și așa ești în cameră. Camera are un alt fel de viewpoint. De exemplu, dacă ies, uite, vedeți, aici pot să fac așa, dar cu camera e gen cameră. Da? Nu știu, se întoarce, dă. Deci nu poți să rotești altcumva. Da? În fine, acum dacă alegi, de exemplu, pe skin. În fine, nu contează chestia asta. Eu acum o să scot camera asta, că de obicei îmi găsesc, nu știu, un punct de pe care vreau să lucrez fără cameră și după selectez camera. Să zicem că vreau. Uite, ăsta să fie punctul. Selectez camera, da? Asta e camera, nu știu, mut, fac, dau mâna, mă duc înapoi pe cameră să văd cum e. Bun. Acum, hai că mă duc pe cameră pentru a muta. La mână, vai, să aveți 3 chestii, la picioare e foarte ușor că avem una, aici avem 3 și la cap avem una. La mână, mereu, ca să muți, o folosesc pe cea din față. Adică cea de la palmă, să zic așa. Aveți 3 direcții aici. Verde care e sus, albastru care e față spate și roșu care e stânga dreapta. Mai aveți aici un rotate care e foarte foarte util, da? Deci nu știu, cu rotate-ul poți să învârți mâna, e destul de interesantă treaba asta. Da, uite, eu o să fac ceva o poziție clasică, nu o să mă bag în chestii prea hard pentru că nu știu, nu merită, zic. Adică pentru un tutorial nu merită să mă chinui prea mult, chiar dacă, na, dacă vreți să învățați chestii, adică eu nu sunt genul de om care știe să explice prea bine, deci îmi pare rău. O să fac o poziție cu un scris, o să scriu ceva aici de rocon. În mâna asta o să arunc o perlă și cu mâna asta o să țin o sabie. Cam așa ceva, nu o să fie nimic special. Bun. Acum eu am pack-uri cu item aici, nu știu cum să vă ajut pentru că nu mai știu de unde l-am luat. Scrieți și voi pe YouTube Minecraft și Cinema Today Item Pack și trebuie să găsiți neapărat, e imposibil. Aici n-am ce să vă explic pentru că aici am toate item pack-urile și toate chestiile băgate la un loc. O să aleg unde am Ender Pearl. Nu mai știu alfabetul, în fine. Aici s-ar putea să vă dea chestiile astea cu mărimi mult mai mare. De exemplu, uitați cât de mare îmi dă mie perla. Ca să rezolvați treaba asta, selectați perla și aici aveți două chestii, basic și cord. Vă duceți la cord și aici unde scrie 1, eu pun 0.45. Acum nu știu, aici puteți să puneți orice mărime vreți voi. Mărimea asta am ales-o eu acum.
Ca idee. Acum ies din cameră ca să pun perla să fie, să se vadă, nu să se vadă, ok, să fie pusă, nu știu, adică vedeți, nu pare a fi, trebuie să fie pe aceeași traiectorie cu mâna, dacă înțelegeți ce vreau să zic. Și trebuie să luăm un point of view ceva de genul. Și acum perla putem, logic, să o rotim, dar asta o să fac din cameră ca să văd cum ar fi mai ok. Un alt point of view, ok, e ăsta de aici, de lângă perla, da? Și vedeți, e ok, da? Deci pare ca și cum ar ieși din mână. Acum mă duc în cameră și o trag puțin mai jos, da? Să fie mai jos, să nu fie prea departe. Și cu rotate-ul o rotesc încât să fie un point of view cât de cât ok al perlei. Bun, acum ce urmează va fi sabia. Eu o să iau sabie roșie pentru că așa e și skin-ul meu. Da. Și sabia mie mi se pare destul de mare, dar pentru poziția pe care vreau să o adopt eu e perfectă, să spun așa, adică e ideală. Acum, na, dacă, nu știu, voi vreți să faceți mai mare, mai mică, o editați cum vreți. Aici nu prea am ce să vă explic, doar trag de mână și, na, o fac să pară cât mai ok, să zic așa. Uite, schimb puțin poziția camerei. Da. Pe parcurs puteți să vă mai răzgândiți, logic, acum, na, e decizia voastră, faceți ce vreți. Eu doar vă, nu știu, vă arăt câteva chestii de bază pe care le fac eu cu designul. Da, cred că ceva de genul am mai adoptat, de exemplu, cu perla am folosit la Skywars, cu sabia ieșită așa din mână am folosit la Sky Giants, deci nimic, nu știu, nimic ieșit din comun. Adică nu o să mă chinui prea mult pentru tutorialul ăsta, pentru că nu știu cum o să, cât de bine o să fie primit de voi, adică ce, cum o să reacționați voi. Nu știu, să vă încântați, să spuneți că e useless tutorialul, nu știu, vreau să văd cum răspundeți voi, să zic așa, și în funcție de cum răspundeți voi, o să mai fac sau nu o să mai fac tutoriale. Da? Bun. Capul îl mai modific puțin, să nu pară tăiat de gât, da? Poți să-l mai dai și capul în jos, în sus. Eu, în cazul ăsta, stai că am duplicat fața, săracul. Da, bine. Second point of view, de căcat. Trebuie să aleg doar sheet-ul ăsta. Așa. What? Dă și camera în jos, seriously? Nu știu ce, nu o să mai insist pe treaba asta, o să fac pista, mă, tine. A, da. Să selectați înapoi ăsta, da? Da. Să nu faceți ca mine, ok? Da, e... Știi, momentul ăla când ești prost, rău de tot. Și se simte. Da. Ok. Acum partea cu textul. După mine nu e deloc dificil, e chiar ușoară și chiar frumoasă, mie îmi place. Tot ce trebuie să faceți este să vă duceți la MoGraph aici, da? Sus, MoGraph. Și aveți aici mai multe chestii, pe voi vă interesează MoText, da? Bun. Aici vedeți că a apărut, în fine, scrie text, voi nu o să nu o vedeți chiar acum. Vă duceți aici, aveți mai multe chestii, vă duceți la Object, la mine o să dureze puțin că și filmez și cum e lepă de căcat. Bun. La font, vă duceți și alegeți un font, eu o să aleg un font clasic, nu știu, clasic, adică un font care mie cel puțin îmi place și e foarte, foarte fain, se numește Digitalt, ăsta, e foarte, foarte fain. Aici nu umblați, vă duceți doar aici și trageți middle, alegeți middle, da? Bun, acum măriți, da? Trageți textul în față și vă duceți înapoi pe cameră. Textul, vă duceți pe chestia asta. Chestia asta o să o folosiți doar la text ca să editați mărimea, da? Bun. Și trageți de orice punct. Orice punct vreți voi. Trageți de el și aia e, l-ați micit. Acum un lucru pe care eu cel puțin îl editez, acum nu știu și de voi, eu o să mai micesc puțin pentru că vreau să-l pun aici, gen, uite, aici. Na. Un lucru pe care îl mai editez eu aici este depth. Asta ar fi grosimea. Și eu, uite, o să pun ceva de genul. Da? Bun. Nu nici mare, nici mică, na. Normală. O să mai editez puțin poziția textului.
Și acum, dați click pe text, să fie mod text ăsta, să fie cu orange. Țineți apăsat pe Ctrl C, pe Ctrl L, apăsați C. Doar apăsați C. Și acum apăsați V. Și ați copiat textul. Stați că am făcut un căcat. Acum pe mod text, vă duceți aici la Caps și alegeți Fillet Cap cu Fillet Cap. Aici la Radius puneți 2 în loc de 1 și aici la fel puneți 2 în loc de 1. Acum la mod text 1 faceți același lucru, puneți Fillet Cap, doar că aici nu o să umblați la Radius, o să umblați la Steps, o să puneți 6 la fiecare. Și acum mod text 1, schimbați puțin, ieșiți din cameră, în fine, nici chiar așa, și trageți de chestia asta albastră în față, dar să fie selectat mod text 1. Și acum o să faceți gen un text mai mic într-un text mai mare, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Dați dublu click aici, în zona asta de aici, dublu click și v-a făcut o culoare. Dublu click pe ea și aici alegeți nuanța. Eu, de exemplu, vreau cu roșu, mă duc așa și un roșu mai închis, un dark, să fie așa, să spun. Acum, vă duceți pe mod text, dar și pe mod text 1, dar prima dată pe mod text și apăsați pe C. El se va transforma din text normal în, nu știu exact cum se numește, dar se va transforma, să spun așa. Și transformarea asta te poate ajuta să... Stai că eu sunt prost și... am uitat să pun aici, nu știu, hai să pun ceva mic, că nu vreau să mai micesc, nu știu, să pun, sau hai să lăsăm text, nu contează. Lăsăm text, da? Deci, nu-i bai, lăsăm text. Bun. Stai că... Ce căcat e în regulă cu mine? Nu merge să dau C. Nu merge să dau C, mami. Nu știu ce dracu fac. Am blocat ăsta. Da, nu știu ce am făcut. Sincer, sunt prost rău de tot. Ok. Habar n-am ce am făcut. Sunt prost rău de tot. Mod text ăsta unde? Ok, no more mod text. Foarte bine. Deloc bun. Ok. Deci da, dați C pe ele și aici la culoare va trebui să o selectez din nou. Exemplu, pun pe T, da? Aici va trebui să ieșiți puțin din point of view. Nici chiar așa de închisă nu vreau să fie. Vreau să fie ceva de genul. Da? Bun. Pun pe T, pun pe E-ul din spate, pun pe X-ul din față și pun pe T-ul din spate. Ceva în genul ăsta. Acum, ce voi face eu va fi să editez puțin modul în care se va vedea textul. Dai click pe T, pe T-ul ăsta roșu, și îți va selecta T-ul de aici. Acum, ți apăsa pe Ctrl și apeși pe T-ul ăsta de aici. Te duci la Rotate și efectiv îl rotești cum vrea cioaca ta. Același lucru faci și cu E-ul, da? Nu contează, îl rotești, da? Același lucru faci și cu X-ul, nu contează cum e, tu îl faci. Adică îl faci cum vrei tu, de asemenea nu trebuie neapărat cu rotate, poți și bineînțeles și cu astea, mana, cum preferi tu ca idee. Ok, deci cred că ăsta e, adică, de fapt ăsta e, nu cred că ăsta e. Ăsta e renderul, acum tot ce mai rămâne de făcut este să vă duceți pe cadrul ăsta cu setting-ul ăla acolo, în el, vă duceți la save, bifați chestia asta. Dacă puneți Lightroom o să aveți bifat din start până G, dar voi puneți până G și aici o să aveți, mi se pare, 16 bit, channel puneți 8. Vă duceți aici la file, dați pe puncte puncte, alegeți desktop și o să pun render X. Da? Bun. Render X, acum închideți și tot ce trebuie să faceți este să vă duceți pe acel cadru și aia e. Acum se randează, îl procesează și după o să-l facă, na, o să-l facă să arate ok. Eu o să închei videoclipul și o să vă pun acum, după ce se încheie videoclipul, o să vă pun renderul pe final ca să vedeți cum a ieșit, pentru că durează destul de mult în funcție și de ce calculator aveți voi. Bun, eu vă las, vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!